Chestia asta se simte de la prima întâlnire chiar, se simte din voce, se simte din uh, atitudini și probabil că și din priviri. Vreau doar să spun că am întâlnit bărbați, cărora le e dificil să recunoască faptul că au o slăbiciune, într-un anumit moment, consideră că asta i-ar face mai puțin masculini. Și de fapt nu e așa. De fapt, asta îi dă spațiu și femei să da, se simte. Nici nu, nici nu pot să vin cu toate slăbiciunile. Mele de la primele întâlniri că s-ar putea să te intereseze. Bun venit la MBA masculin, principii de masculinitate, seducție și bucurie în relații. Din nou este alături de noi o femeie, din nou este alături de noi Sara Indigo, o femeie cu totul și cu totul specială. Îți mulțumim, Sara, că ești alături de noi! Și eu mulțumesc! Sau Sara Estera Badeian, ca să o găsiți pe Facebook și să participați la evenimentele ei, cum ar fi Trezirea Inimii Iluminate, și să ne trezim și noi, bărbaților, și să mergem mai repede, mai ușor și mai eficient către Inima Femeilor. A sus frumos? Foarte frumos. Bun. Săgeata lui Cupidon, nu? De ce nu? Uh, MBA masculin, MBA pentru bărbați util și pentru femei, pentru bărbați pentru că poate să manifeste mai ușor ceea ce își doresc ei în relații, în orice fel de relații și de orice fel de natură, uh, iar pentru femei pentru că își pot înțelege mai bine relațiile actuale, prezente așadar trecute sau viitoare și își pot înțelege mai bine copiii sau să-și educe mai bine copiii dacă au băieți și să dea share la aceste filmări bărbaților. Astfel că poate că cineva care nu îndrăznește să vă abordeze acum, dragi femei, o să aibă cu siguranță mai multă încredere să facă asta. Am spus că voi aduce la MBA masculin femei care să fie sau să facă parte din mai multe tipologii. O femeie fină astăzi alături de noi, romantică, sensibilă, persană și care nu vede cu ochii, dar vede cu inima, deci simte bărbații, ca să zic așa, și cu al șaptelea simț, nu doar cu al șaselea. Așa că atenție! Așa că atenție! Bărbaților, Însă, astăzi vom continua cu încă un principiu. Sara. Principiul este. Oferă-i siguranță. Oferă-i siguranță. Cum poate un bărbat să ofere siguranță unei femei și de ce are o femeie nevoie de siguranță? Desigur, când spunem oferă siguranță, nu mă refer la faptul că trebuie să-i spuneți că vă căsătoriți cu ea, ci mă refer la o chestie de atitudine. Adică majoritatea femeilor care sunt mai senzitive, așa cum sunt eu, avem nevoie să simțim stabilitate și să simțim siguranță și asta nu are legătură neapărat cu planuri de viitor. E vorba de o stare pe care o avem în prezența unui bărbat. Adică chestia asta se simte de la prima întâlnire chiar, se simte din voce, se simte din uh, atitudini și probabil că și din priviri. Uh, și are foarte multă legătură cu starea pe care o ai tu ca bărbat în interiorul tău. Adică dacă tu ai o stare de siguranță în interiorul tău, o să emane asta în exterior și o să, o să lași starea asta să, să țin unde relația ta cu o femeie. Deci un bărbat îi oferă siguranță simțindu-se el, sigur pe el? Da, da, exact. Asta vreau să spun. Și cum facem? Hai să spunem că asta este un subiect pe care mulți dintre bărbați au de lucru și vă invit în consultații individuale și o să vă invit și la evenimente de masculinitate, dar până atunci mulți dintre bărbați nu au un nivel foarte ridicat de self-esteem, de încredere în sine cum pot ei totuși să fie sau să pară mai siguri cumva sau să ofere totuși siguranța unei femei? Deci un bărbat care nu are un nivel de încredere în sine ridicat, cum poate face asta? Cred că funcționează cel mai bine dacă vine în mod autentic din interior. Nu știu dacă poți să pretinzi. Deși, desigur că poți să joci un rol, dar la un moment dat o să obosești eu când un rol. Adică e nevoie să, să fii tu însuți. Și cred că uh, pentru un bărbat care nu e sigur pe el, ar putea să înceapă cu imaginea lui de sine, ar putea să înceapă uitându-se la el, uh, dincolo de ce l-a învățat societatea că trebuie să fie, dincolo de uh, ce rol joacă el în viața asta și să încerce să se cunoască mai bine pe el însuși, și atunci o să, o să aibă și mai multă siguranță pe măsură ce descoperă cine e cu adevărat. Aceasta e valabil pentru toată lumea. Dar, um, exclusiv pentru bărbați, cred că. Um, E util să spun că nu trebuie întotdeauna să, să aveți răspunsuri la orice și să fiți niște bărbați super puternici. E în regulă să vă lăsați și vulnerabilitatea să iasă la suprafață uneori. De fapt, cred că ăsta chiar este, așa cum am mai spus, este un semn de forță interioară. Deci, sensibilitatea recunoscută, ca să zic așa, spui tu, că este un semn de forță care, până la urmă, într-o anumită doză, ar putea face ca femeia să se simtă măcar în siguranță, știind că bărbatul este totuși cât de cât autentic. Exact, e vorba de autenticitate și să fii sincer cu tine și cu ea. Uite, de exemplu, dacă nu ai o soluție pentru o situație sau dacă pur și simplu ești confuz și ai o dilemă, e mult mai bine să, să recunoști asta. Sau dacă se întâmplă ca femeia să aibă dreptate într-o conversație, e în regulă să recunoști asta. Nu înseamnă să-i dai dreptate tot timpul, argumentează-ți punctul de vedere. Vreau doar să spun că am întâlnit bărbați cărora le e dificil să recunoască faptul că au o slăbiciune. Într-un anumit moment consideră că asta i-ar face mai puțin masculini și de fapt nu e așa. De fapt asta îi dă spațiu și femei Dar să nici se afirme? Nu, nici nu pot să vin cu toate slăbiciunile mele de la primele întâlniri, că s-ar putea să te intereseze. Desigur că nu e o idee bună și aici e vorba de timing. Și uh... că asta o să fie al principiu. <laughs> așa? Da, asta da. probabil o să fie al principiu. E vorba de timing, adică lucrurile curg într-un ritm natural și, în plus, nici nu probabil o să ai foarte multe oportunități, să arăți toate slăbiciunile de la prima întâlnire. Hai să fim serioși. E vorba doar de faptul că. Știu eu, știu eu pe câțiva care în două zile ți-au spus toată viața lor. <laughs> Dar, în general, așa este. Nu ai timp. E, știi, e vorba de faptul că. Uh, atunci când ești tu însuți și când, uh, când nu ți-e frică să fii judecat, uh, atunci iei decizii mult mai bune. Deci totuși lucrează cu tine bărbatule pentru că, uh, virgulă, cum mă dai, cum mă întorci, uh, femeia va simți totuși dacă nu e sigur pe tine, corect? Da, da, nu, nu, încerca să joci un rol. Adică dacă ai un moment de nesiguranță... Spune. Ăla e. Da. Ăla este. Și așa este, poți să confirm că există uneori sunt situații uneori în care femeia mai degrabă apreciază asta și poate intra într-o relație cu tine, dar sunt suficient de onest cu tine și să spun că nu, majoritatea femeilor se simt atrase de bărbații masculini, de bărbații sigur cu ei, pe ei, de bărbații care au hobby care au preocupări și care știu cine sunt. Așa că până la urmă lucrează cu tine. Spune-ne în două cuvinte de ce este important pentru o femeie să primească siguranță de la un bărbat. Pentru că noi femeile, prin natura noastră, suntem uh, uh, mai fluctuante, așa, suntem ca valurile oceanului și... Uh, Când e furtună. <laughs> suntem De multe un tsunami, ori. dacă ne supărați, facem un tsunami. Iată, Dar uh, noi suntem așa, știi, ca... Uh, primăvara și ca toamna. Asta mi se par anotimpuri feminine. Uite, de exemplu, vara și iarna mi se par anotimpuri masculine, pentru că sunt, sunt mai mult sau mai puțin constante. Mai adică sunt stabile, cumva. Da. Dar primăvara ați văzut o zi soare, o zi plăuă torențială, așa, așa suntem ai. și noi. Um, și avem nevoie să, să simțim că avem un punct din ăsta care ne centrează. Avem acolo un stâlp din ăsta de stabilitate. Acum folosesc o metaforă care poate nu e chiar foarte potrivită, dar noi, desigur, că avem nevoie de opusul nostru, de complementaritate. Și asta ne atrage, nu? Și dacă noi, femeile, suntem mai, mai fluctuante așa, atunci avem nevoie de stabilitate ca să ne echilibrăm, desigur. Și este... Valabil și pentru noi, femeile, că avem nevoie să găsim în noi această stabilitate pe care o căutăm din exterior. Și atunci ce o să emanăm noi în, în spațiu din jurul nostru, o să fie de altă calitate și de altă strălucire, și uh, o, să, o să intrăm în, în rezonanță cu bărbați care și ei la rândul lor uh, manifestă stabilitate. Deci, totuși stabilitatea pe care o poate oferi un bărbat este cumva complementară cu felul și cu esența femei. Desigur. Așa că în acest parteneriat primim, oferim și am să te rog să mai enunți odată principiul. Oferă-i siguranță. Oferă-i siguranță. Și ca să îi oferi siguranță este important să ai și tu o doză importantă de siguranță de sine, Atenție, spun siguranță, nu altceva și te invit să lucrezi cu cine simți, cum simți pentru a dezvolta această siguranță, această masculinitate necesară în relații. Eu îți ofer consultații individuale online sau face-to-face -face, unde este cazul, consiliere și coaching în teren și voi concepe și tabere și evenimente de masculinitate. Eu sunt Ovidiu Young, life coach, instructor internațional de tahiling, facilitator de evenimente, atât din postura de invitat, dar și de facilitator, de organizator și cu siguranță, o parte dintre voi ați participat sau ați văzut înregistrări de la evenimentele de dezvoltare personală și de relații pe care le-am susținut de-a lungul timpului. Uh, și Sara uh, face niște evenimente și poate pentru cei care vor să înțeleagă mai bine sensibilitatea femei, ar putea să participe Sara la ce evenimente. Ați putea să participați la un seminar de 3-4 ore despre vindecarea relațiilor, despre vindecarea uh, relației cu strămoșii noștri, uh, despre deschiderea inimii sau la un workshop de 4 zile care ne poartă prin toate etapele. Acestei călătorii transformatoare, care se numește Trezirea Inimii Iluminate, și l-am menționat și la început, și e o, o experiență foarte puternică. Sara este Badeian Estere Abadeian, o găsiți pe Facebook, o mai găsiți și pe pagina mea, din când în când mai dau un share la evenimentele ei, și uh, vă invit să lucrați cu voi, să fiți eficienți în ceea ce privește. Seducția să fiți autentici, să vă bucurați în relație sau în relații așa cum este potrivit pentru voi. Să aveți parte de iubire maximă.